Bună tuturor, eu sunt Cristina și vă eram datoare cu un bookshelf tour. Acesta nu s-a prea întâmplat pentru că am achiziționat foarte multe cărți. Acum am mai multe corpuri de bibliotecă decât am avut vreodată și ideea este că nu prea știu cum le-aș mai putea aranja astfel încât să-mi satisfacă nevoile maniacale de ordine perfectă. Deci mă gândeam că acest videoclip ar putea fi 2 în 1, să vă și arăt cărțile în timp ce poate reușesc să le rearanjez. Recent am achiziționat acest corp din stânga, unde mă gândeam eu că o să încapă toate cărțile de la editura Polirom, dar nu am avut dreptate și nu s-a potrivit socoteala din târg, pentru că acestea au sfârșit tot pe raftul din dreapta și cred că nici măcar aici nu o să încapă cu toate. Am decis să nu mai respect regula conform căreia o să am doar 500 de cărți în bibliotecă, pentru că de ce să mă limitez așa? Și acum cred că numărul lor ajunge pe undeva înspre 600. Nici nu știu cu exactitate de unde să încep, așa că voi începe cu acest raft micuț unde am strâns cărți de anticariat, ediții vechi, după cum bine puteți vedea, pe care o să vi le arăt în cele ce urmează. Acum că am reușit să fac trepiedul să stea mai jos, prima carte de aici este Creația zăpezii de Hans Christian Andersen, pentru că ador bazmele sale și voiam să le citesc în original. A doua carte este Fructele pământului și Noile fructe, cred că sunt două povestiri scrise de Andrei Gide. Mi-a plăcut foarte tare această copertă. Aici avem Jocul cu moartea de Zaharia Stancu, m-a atras titlul și sunt curioasă în privința cărții. Aici avem celebra poveste Paul și Virginia, scrisă de Bernardin de Saint-Pierre, pe care nu am citit-o încă. Și aici avem Accidentul și Orașul cu salcâm, scrise de Mihail Sebastian, de la care a pornit colecționarea acestor cărți. Mai departe este Măști de sticlă de Florian Calafateanu, o carte cu minicitate simpatică, îmi place foarte mult coperta. Aici avem Le Fleur du Mal, Florile Răului, volumul de poezie a lui Charles Baudelaire, în ediție bilingvă, în franceză și în română, din care am parcurs vreo jumătate, oricum este poetul meu preferat. Anul acesta am achiziționat Scrieri alese de Jules Renard, pentru că nu am putut găsi în niciun alt format povestirile lui. Am citit doar Morcoveață, care a fost și este printre cărțile mele preferate all time. Aici avem Jurnalul lui Mircea Eliade, pagini regăsite dintre 1959 și 1962, publicată la Tracus Arte. Nu am citit-o încă. Aceasta este ediția din Morcoveață despre care vă spuneam, chiar dacă pare foarte jerpelită, mie mi-este foarte dragă și nu vreau să mă despart de ea. Aici am o carte scrisă și publicată de prietena mea, Ruxandra Tudoran, Spitalul celor pierduți în iubire. Încă de pe atunci aștept să scrie și să publice altceva, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult. Scrisorile singurătății de Oana Camelia Șerban, care mi-a fost profesoară și coordonatoare a lucrării de licență în facultate. Am citit-o și mi-a plăcut foarte mult, așa că vă recomand. O carte scrisă de una dintre autoarele mele române preferate, Claudia Golea. Cartea se numește În numele câinelui și nu am citit-o încă, însă știu despre ce este vorba și de aceea amân, pentru că pare a fi un impact emoțional destul de mare. Aici am una dintre cărțile pe care le-am primit de la Dezarticulat. Se numește Tehnologia expunerii universale și a fost scrisă de Mihnea Mihalache Fiastru. Aici este o altă carte scrisă de Claudia Golea Sumian. Numele meu e Hanako. Știu că arată destul de jalnic această copertă, însă conținutul este deosebit și este o carte non-fictivă. Și în cele din urmă, pe acest raft, am un volum de poezii și proză scrise de George Bacovia, pentru că a fost singura ediție în care am putut găsi și proza lui. Aici jos am îngrămădit o mică parte din cărțile de la Pandora M pe care le dețin și în mod clar trebuie să le găsesc un alt loc. Aici am Tetralogia napolitană de Elena Ferrante, una dintre seriile mele preferate all time și autoarea mea preferată la momentul actual. Mai departe am Iubire amară, scrisă tot de Elena Ferrante, pe care am citit-o anul acesta și mi-a plăcut destul de mult, evident. Aici am Fica ascunsă, tot de Elena Ferrante, pe care de asemenea am citit-o anul acesta. Aici am un volum non-fictiv scris de Elena Ferrante, Frantumania, Viața și scrisul meu, pe care abia aștept să-l citesc. Și nu în ultimul rând, am Zilele abandonului, încă o carte scrisă de Elena Ferrante, pe care nu am citit-o încă. Aici am cartea mea preferată de anul trecut, dacă nu mă înșel, nu, de fapt din 2020, care se numește Acolo unde cântă rații, de Delia Owen. Anul acesta, în schimb, am văzut ecranizarea și mi-a plăcut la fel de tare. Sfârtecări de Niall Griffiths se află de mult timp în biblioteca mea, însă sunt sigură că o să-mi placă atunci când o să o parcurg în sfârșit.
Suflet în noapte de Kent Harouf, am citit-o acum 2 ani, am văzut și filmul și este foarte simpatică. Millennium Stig și Eo de Eva Gabriel sunt o carte pe care îmi tot spun că o voi citi după ce voi parcurge cărțile lui Stig, însă nu știu când se va întâmpla asta. Lucruri minunate de Virginie Despentes, o autoare foarte fierce, foarte feministă, pe care o păstrez pentru momentele în care voi avea nevoie de ea. Aici este Teoria King Kong, tot de Virginie Despentes, și pot spune același lucru. Mica țară de Gail Faye, o carte pe care nu am citit-o încă. Povestea lui Hannah Jacob de Rabeh Jaber, o carte care se află de mult timp în biblioteca mea și poate ar trebui să ajung la ea în curând. Mama mea Moscova de Hamid Ismailov, o carte pe care de asemenea nu am citit-o încă. Și ultima carte despre acest răftuleț prăfuit, Observatorul de Ewald Flissar, care nici măcar nu mai știu despre ce e, dar probabil mi-ar plăcea. Aici sunt restul de cărți de la Pandora M pe care le dețin și care abia mai încap. Marsuinul este una dintre cele mai recente achiziții, scrisă de Mark Hatton. În prezent citesc Bine ai venit în America de Linda Bostrom Knausgård și până acum îmi place destul de mult. Aici avem o altă achiziție recentă, Nimeni de Gwenaëlle O'Bry. O carte pe care o tot vedeam prin anticariate, Dragoste, curiozitate, Prozac și îndoiel de Lucia Et Sebaria, o carte pe care încă nu am citit-o. Un volum non-fictiv la care nu am ajuns încă, Raport de poliție de Marie Dariusic. Balul nebunelor de Victoria Mas, îmi place foarte, foarte tare această copertă. O carte pe care încă nu am citit-o, din păcate, Mândră să fiu romă, de Anina Ciuciu. Bright Lights, Big City, de Jay McInerney, o carte pe care am citit-o și mi-a plăcut destul de tare. Yakuza Moon, Memoriile unei fiice de gangster, de Shoko Tendo, o carte pe care am descoperit-o după ce am parcurs graphic novelul, care este printre favoritele mele, așa că abia aștept să citesc și cartea. Adevărul despre fete, de Rebecca James, o carte care se află de ceva timp pe rafturile mele, însă nu am ajuns încă la ea. Regina mea, de Jean-Baptiste Andrea, o carte pe care am citit-o acum 2 ani și mi-a plăcut destul de tare. Poveste din Las Vegas, de Joe McGinnis Jr., o carte pe care nu am citit-o încă, dar știu că este destul de populară. Fascinația răului, de Florian Zeller, o carte pe care am impresia că am început-o la un moment dat, dar nu era momentul potrivit pentru ea. Tablou pentru o poveste de dragoste, de Richard Millward, o carte de la care am ceva așteptări. Rebela, de Helen Walsh, care de asemenea se află de mult timp pe rafturile mele, însă habar n-am când voi ajunge să o și citesc. Oameni feroce, de Dirk Wittenborn, o carte destul de stufoasă, nu mai știu despre ce e, însă s-ar putea să-mi placă. Durerea e o făptură înaripată, de Max Porter, o carte care mi-a plăcut foarte, foarte tare și care m-a ajutat să-l descoper pe Ted Hughes. O carte a cărei copertă este mult mai simpatică decât conținutul acesteia, este vorba despre, vă amintiți, de David Fonkinos, de David Fonkinos, nu prea mi-a plăcut această carte și nu-mi place acest autor în sine. Flower Power Tantra, de Claudia Golea, prima carte pe care am citit-o de la această autoare, care a fost ca o revelație pentru mine, mi-a plăcut foarte, foarte tare și vă recomand. Diavol Fragil, de Radu Găvan, mi-a plăcut foarte tare, dar nu mai tare decât Isus în Întuneric, și el este printre autorii mei români favoriți. Scribul tailandez, de David Young, nu știu despre ce este această carte, se află de mult timp în biblioteca mea, însă la un moment dat o să aflu. Un roman francez, de Frederick Beigbeder, nu am citit nimic de la acest autor, dacă vă vine să credeți, însă câteva dintre cărțile lui se află în biblioteca mea. Aceasta este Windows on the World, habar n-am care este subiectul. Aici este Novele sub Ecstasy, carte pe care mi-o doream foarte tare, din care am citit puțin, însă nu m-a impresionat. Și în cele din urmă avem Shitter's Club, tot de la Frederick Beigbeder, despre care de asemenea nu știu mare lucru. Acest raft este dedicat cărților de psihologie de la editura 3, însă, după cum observați, dedesubt se află și alte cărți, mai exact cele manualele după care am învățat la cursuri de formare în psihoterapie integrativă pe care l-am finalizat de curând, așa că o să vă arăt totul. Prima carte din acest raft este o achiziție recentă, Interpretarea basmelor, de Marie-Louise von Franz. Aici am o carte care se află deja de mult timp pe rafturile mele și nu știu ce se va alege de ea. De la filozofie la psihanaliză și retur, Dialoguri cu Vasile Dâmzamfirescu, consemnate de Leonid Dragomir. Aici am o carte al cărei subiect mă interesează foarte tare, Tatăl, perspective istorice, psihologice și culturale, de Luigi Zoia. Încă n-am deschis această carte, însă o să încerc să o urc mai sus pe lista de to read. Aici avem Teoria interpersonală a psihiatriei, Aplicații practice și noi direcții, de Harry Stack Sullivan. Nu mă interesează neapărat domeniul psihiatriei, însă m-am gândit că ar fi util să am în biblioteca mea și o astfel de carte. Aici am Formele fundamentale ale angoasei, Studiu de psihologie abisală, de Fritz Riemann.
Nu știu exact ce este psihologia abisală, însă s-ar putea să mă lămuresc destul de ușor. Aici am o carte pe care chiar am citit-o, Complex Arhetip Simbol în psihologia lui Carl Gustav Jung, de Yolande Jacobi. Mi-a plăcut foarte mult pentru că are și o parte de interpretare a basmelor în cheie psihanalitică. Simboluri vindecătoare în psihoterapie, de Eric D. Goodwin. Nu am citit această carte, însă mă interesează profund subiectul ei. Dicționar critic de psihanaliză, de Charles Rycroft. Sunt sigură că o să-mi fie utilă această carte cândva în viitor. Dileme etice în psihoterapie, abordări pozitive ale procesului decizional, de mai mulți autori, Samuel J. Knapp, Michael C. Gottlieb și Mitchell M. Handelsman. Riscuri din inconștient, o psihanaliză văzută dinspre ambele părți ale divanului, de Donald M. Marcus și Hope. Despre fenomenul spiritului în artă și știință, de Carl Gustav Jung, volumul 15 din operele sale complete. Nevroză balcanică, o carte scrisă de Vasile Dem Zamfirescu, care mă interesa, bineînțeles, foarte tare atunci când am achiziționat-o, dar pe parcurs interesul a scăzut, așa că nu am citit-o încă. Întâlniri cu Jung, de E.A. Bennett, după cum vă puteți da seama, sunt o mare fană a teoriilor lui Jung. O altă carte pe care am citit-o, Introducere în psihologia jungiană, de Carl Gustav Jung. Sunt niște conferințe care au fost stenografiate și care mi-au plăcut foarte tare. Acest titan al psihologiei, Interpretarea viselor, de Sigmund Freud, pe care nici măcar nu am deschis-o, probabil de teamă, este volumul 2 din operele sale complete sau esențiale. Un alt volum monstruos de mare, În căutarea sinelui, de Vasile Dem Zamfirescu. Aici avem confesiuni sai, psihologii, psihiatri și psihoterapeuții se destăinuie, coordonată de Christoph André. Tratat de psihanaliză contemporană, volumul al treilea, Cercetare, de Helmut Thoma și Hörst Köchele. Nu știu dacă îmi va fi de folos vreodată această carte. Bazele supervizării clinice, de Janine M. Bernard și Rodney K. Goodyear. De asemenea, nu știu dacă îmi va fi de folos această carte, din moment ce eu nu sunt și nu cred că voi fi vreodată psiholog clinician, însă este tot timpul util să acumulezi teorie, de ce nu? Și de aici încep manualele de la ARPI, Asociația Română de Psihoterapie Integrativă, după care am studiat în cei 2 ani de formare. Primul este terapia gestalt reevaluată, tot ce nu m-a învățat niciodată formarea mea în gestalt, o sinteză personală de Paul Barber. Apoi avem supervizarea în psihoterapie, o abordare relațională integrativă a supervizorii psihoterapeutice, de Maria C. Gilbert și Ken Evans. Aceasta este cartea de căpătâi de la ARPI, Introducere în psihoterapia integrativă, un model relațional integrativ al psihoterapiei, scris de Kenneth R. Evans și Maria C. Gilbert. Terapia integrativă, 100 de puncte cheie și tehnici, de Maria Gilbert și Vania Orlans. Psihoterapia integrativă strategică, teorie și aplicații practice, de Oana Maria Popescu și Loredana Ileana Vâșcu. Cercetarea pentru psihoterapeuți, abordare terapeutică centrată pe relație, explorarea înțelesurilor și a experienței, de Linda Finlay și Ken Evans. Răspunsuri psihoterapeutice pentru fiecare zi, scrise de Gina Chiriac, care este și fondatoarea Asociației Române de Psihoterapie Integrativă. Și ultima carte de pe acest raft, A deveni psihoterapeut practician cercetător, o abordare gestalt pentru facilitarea cercetării holistice, de Paul Barber. Pe ultimele 2 rafturi din acest corp se află cărți de la editura 3. Aici este incredibila carte despre hipnotism a lui Molly Moon, de Georgia Pink, una dintre cărțile mele preferate din copilărie. Aici am o altă reachiziție recentă, Lasă-mă să intru, de John Ivy de Lindquist. Această carte a fost cumpărată recent, de asemenea, se numește Ingrid Târfa, de Ionuț Cristache. Un an din viața Liubei B, de Ioana Scoruș, este o carte pe care am citit-o acum un an sau doi, la care voiam să renunț, dar ceva m-a făcut totuși să o păstrez. Și aici am 3 istorii metafizice pentru insomniaci, de Laurențiu Staicu, un profesor de-al meu de la Facultatea de Filozofie. Aici am partea 1 și partea 2 din seria Millennium, de Stieg Larsson, pe care nu am parcurs-o încă, nu am citit niciunul dintre aceste 2 volume și acum nu mai sunt așa de sigură că îmi doresc să fac acest lucru, așa că o să văd eu ce se întâmplă cu aceste cărți. Mai departe am Vina, de Camelia Cavadia. Nu am citit această carte, am citit doar o singură carte scrisă de Camelia și o să ajung imediat la ea. Încă o carte scrisă de Frederick Beigbeder, Una și Salinger, care mă interesează foarte, foarte tare, nu știu de ce am amânat-o atât. O să am ocazia să văd și cum scrie acest autor, dar și să aflu mai multe detalii, chiar dacă imaginare, despre relația dintre Una și Salinger, deci o să o mut acum pe lista de turid undeva mai sus. O carte scrisă de Henry Miller, Opus Pistorum, romanul pornografic al unui mare autor. Am mai citit și alte câteva cărți de la Henry Miller, însă sunt foarte curioasă în privința acesteia. Aici am Așetul Dorinței, de Sudhir Kakar. Sunt destul de sigură că și asta este o carte erotică, având în vedere colecția din care face parte.
Nu știu încă dacă va rămâne în biblioteca mea, o să arunc un ochi și o să-mi dau seama după. Aici este Thika de Ana Giurcovici Dato, o carte pe care am citit-o și este un fel de Lolita, dar mult mai dark, așa că, deși face parte din colecția Aeroscop, scopul ei este cu totul altul. Aici am Femeie goală, femeie neagră de Calliste Beyala, un roman erotic african. Am început să colecționez câteva cărți din colecția asta, însă nu sunt sigură ce se va alege de ele. Din aceeași serie, dar cu un autor diferit, Dragoste neagră de Dominique Noguez, Visătorii de Gilbert Adair, după care am înțeles că s-a făcut și o ecranizare celebră, așa că mă simt tentată să mă uit mai întâi la film. Măștile fricii este cartea scrisă de Camelia Cavadia, despre care vă spuneam că am citit-o și mi-a plăcut destul de tare. Românul, o autobiografie erotică de Bruce Benderson, este o achiziție recentă care mi-a stârnit curiozitatea, așa că o să-mi arunc cel puțin un ochi cât de curând prin ea. Merlin pe divan de Michelle Schneider. Nu știu de ce am cumpărat această carte, probabil pentru că era foarte ieftină. Nu știu mare lucru despre Marilyn Monroe, dar s-ar putea să aflu la un moment dat. Și în cele din urmă am aici Povestea vieții mele de Casanova. Pe acest raft am strâns cărțile din colecția Raw Classic. Nu sunt foarte multe și nu am parcurs foarte multe dintre ele. În stânga sus este un cadou pe care l-am primit de la o prietenă din liceu, făcut de ea, foarte amuzant și foarte Tumblr, iar în spate sunt cărțile mele de vizită pentru postul de consilier pentru dezvoltare personală, în cazul în care aveți nevoie de ajutorul meu. Prima carte din această colecție este Lupul de stepă de Hermann Hesse, o carte care mi-a fost recomandată de multe ori, însă nu am ajuns încă să o citesc. Aici am singura carte pe care am reușit să o parcurg, de la Gabriel García Márquez, Povestea târfelor mele triste, și mi-a plăcut destul de tare stilul acestui autor. Aici am Infernul lui Dante, din care mă apucasem la un moment dat să citesc, însă mi s-a părut o lectură foarte anevoioasă. Aici am Doamna Dalloway de Virginia Woolf, carte pe care nu am citit-o până în prezent și ar trebui să ajung la ea cât de repede. Acest volum gros conține o grămadă de povestiri de la Albert Camus. Am citit doar Străinul și o parte din Ciuma. Nu prea îmi place deloc stilul acestui autor / filozof, de aceea am și cumpărat cartea, însă nu știu dacă o să mă întorc vreodată la ea. Aici este Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry, care nu mi-a plăcut. Am un întreg articol dedicat pe blogul meu ei, dacă sunteți curioși. Aici am Marele Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Cred că singura carte pe care am citit-o de la acest autor, am vizionat și filmul și este undeva în zona neutră pentru mine. Aici am o carte pe care am primit-o la un schimb, Hanul lui Finn de James Joyce. Știu că este foarte greu de parcurs această carte și de aceea am încercat, dar nu am reușit momentan. Aici am Un veac de singurătate de la Gabriel García Márquez, la care de asemenea nu am ajuns încă. Și în cele din urmă, incredibila și trista poveste a Candidei, Erendira și a bunicii sale fără suflet, tot de Gabriel García Márquez, o carte scurtă pe care s-ar putea să o parcurg în curând. În acest colțișor se află primele 18 volume din manga Shaman King. Am urmărit anul acesta toate episoadele pe Netflix, mi-a plăcut foarte tare, este animeul meu preferat all time și de aceea am vrut să colecționez și manga. Nu are rost să vi le arăt individual și vestea proastă este că nu se mai găsesc în acest format, au apărut apoi alte ediții în care sunt cumulate mai multe volume și o să continui probabil să le colecționez pe acelea. Nu știu ce o să fac cu această colecție în cele din urmă, însă voiam să vă prezint și pe ea. De asemenea, tot aici țin și acest caleidoscop pe care l-am cumpărat din Cambridge când am fost să-mi vizitez o prietenă și mi se pare foarte cool, niciodată n-am avut un caleidoscop, nu știu dacă o să se vadă pe cameră ceva, însă uitați ce design cute are. În acest corp pe care îl știați deja se află cărți miscellaneous din mai multe categorii, de la mai multe edituri. Cărțile mele sunt în prezent aranjate pe edituri, dar după cum v-am spus, puneam, nu prea îmi convine treaba asta, pentru că nu încap, domnule, toate cărțile de la aceeași editură pe un raft și pur și simplu împărțeala nu iese, așa că trebuie să mă gândesc la o soluție mai bună. Am așteptat să iasă soarele pentru a putea continua filmarea. Deja mă întreb câte zile o să-mi ia să filmez și să editez acest videoclip, dar nu contează, merită și îmi face mare plăcere să o realizez. În fața ochilor voștri se află prima parte a cărților de la editura Nemira pe care eu le dețin în bibliotecă. Voi începe de la sfârșit. Aceasta este o carte non-fictivă din care am citit vreo 70 de pagini. Știu că v-am mai spus despre ea într-un videoclip anterior.
este Mata Hari, Femeia Fatală de Pat Shipman și îmi place foarte, foarte tare această ediție. Mai departe avem tot o carte non-fictivă, Un cititor în pădurea de oglindă de Alberto Manguel. Din câte am înțeles, este o carte care este un fel de critică literară la adresa altor cărți sau cel puțin vom regăsi aici opiniile autorului. Nu am citit-o încă, însă sunt convinsă că o să-mi placă. În biblioteca mea se regăsește și un număr destul de mare de cărți scrise de Julian Barnes. Am citit destul de puține dintre acestea. De exemplu, O istorie a lumii în 10 capitole și jumătate nu a fost încă citită, însă îmi place cum arată, îmi place că este o ediție hardcover. Mai departe, din aceeași colecție de la Nemira, avem Prințesa și Profetul, poveste despre globalizare de Shafiq Keshavji. Întorcându-ne la Julian Barnes, aici avem Nimicul de temut, Pulse, tot de la Julian Barnes. Avem opera și drama lui Richard Wagner, pe care nu am citit-o încă, dar sunt sigură că am spus asta și anul trecut în Bookshelf Tour. Mi-ar fi fost de foarte mare folos la licență. Între timp am mai achiziționat și Sculptând în timp al lui Andrei Tarkovski. Am văzut maxim două filme realizate de acest regizor, însă sunt puțin curioasă să înțeleg și background-ul acestuia. Aici avem Prăbușirea satanei de René Girard. Nu am citit această carte, este non-fictivă, după cum bine cred că vă puteți da seama, și chiar mi se par foarte interesante cărțile din această colecție de la Nemira. Avem Metanoia de Aimé Michel, Cufărul lui Newton de Loup Verlet. Îmi place foarte mult această copertă. O inimă inteligentă de Ellen Finkielkraut, American Vertigo de Bernard Henry Levy, o altă copertă pe care o ador. Aici am 111 cele mai frumoase poezii scrise de George Bacovia, chiar dacă am și ediția cu toate poeziile sale, am decis să o păstrez și pe aceasta. În continuare avem Jung îndrăgostit de suflet de Lavinia Bârlogeanu și de la aceeași autoare avem și Arhetonul. Mai departe am tot o carte non-fictivă, Ego și Arhetip, Individuarea și funcția religioasă a psihicului de Edward F. Edinger și din aceeași colecție Filemon de la Nemira am și Visul activ, cum să călătorim dincolo de propriile noastre limite spre o viață liberă de Robert Moss. Aici am câteva cărticele din colecția Nemira Classic, prima dintre ele este Palatele Verzi de W.H. Hudson. Din altă colecție am Antilolita de Emily Tanimura, o carte destul de greu de găsit și care mie mi-a plăcut foarte tare. Avem Sagan de Enik Gill, Povestea unei iubiri. Avem Geografia iubirii de Glenda Burgess, carte care mi s-a părut foarte interesant și a fost foarte ieftină, chiar dacă pare a fi un romance. Și pe acest raft se mai găsește și Cele mai frumoase amintiri scrise de François Sagan, o autoare care nu-mi place foarte tare, însă sunt curioasă să văd ce a scris aici. Nu în ultimul rând, am 7 cărți scrise de Stephen King, dintre care cred că am citit vreo 2. Prima este Misery, apoi avem Carrie, pe care am citit-o, am văzut și filmul. Avem Jocul lui Gerald, pe care nu am citit-o, însă am văzut filmul și este unul dintre favoritele mele. Avem Cimitirul animalelor, pe care am citit-o și am văzut chiar cele 2 filme care s-au făcut după ea. Avem Dolores Claiborne, despre care nu știu mare lucru. Mai avem Blaze de la Stephen King și în cele din urmă avem Pistolarul, care este volumul 1 din seria Turnul Întunecat de Stephen King. Ia uite cu cât soare ne-a binecuvântat bunul Dumnezeu, astfel încât să vă pot arăta în aceeași lumină convenabilă și cea de-a doua parte a cărților pe care eu le dețin de la editura Nemira. Prima dintre ele este Pământul Lung, primul volum din seria Pământul Lung, scrisă de Terry Pratchett și Stephen Baxter. Din păcate, nu cred că această serie a fost sau va mai fi continuată din cauza tragicii morți a lui Terry Pratchett. În continuare, avem Misterul Regelui despre scris a lui Stephen King, pe care am citit-o și mi-a plăcut foarte mult și o găsesc foarte utilă, în special ca autor de romane. Aici avem o carte pe care nu am citit-o încă, dar care sunt sigură că va fi grozavă, Sfârșitul copilăriei de Arthur C. Clarke. Și în cele ce urmează am câteva cărți scrise de Philip K. Dick, dintre care am citit doar una la momentul actual. Aceasta este Jucătorii de pe Titan, Curgeți lacrimile mele, zise polițistul, Planurile de pe Alfa, Substanța M, pe care am citit-o și am adorat-o, și Furnica electrică. Pentru a continua cu volumele din colecția Nemira Classic, o să vă arăt Vrăjita și Cavalerul de Tuș de Barbary Dorville, apoi am Vox Imperatoris, Gânduri alese de Napoleon, este o carte cu citate ale lui Napoleon, nu știu exact de ce o păstrez, însă s-ar putea să mă delecteze la un moment dat. Am aici Faunul de Marmură de Nathaniel Hawthorne, nu știu când sau dacă o voi citi vreodată, singura carte pe care am citit-o de la acest autor a fost Litera Stacojie, când eram mult prea tânără să o citesc și
Nu mi-a plăcut mai deloc stilul său de scriere. Bilanț de Somerset Maugham, nu am citit încă nimic de la acest autor. Sub ochii Occidentului de Joseph Conrad, de asemenea nu am citit încă nimic de la acest autor și știu că am încercat să fac acest lucru, însă toate cărțile din această colecție îmi pare că sunt scrise într-un limbaj destul de vechi și greu de parcurs, așa că poate mai trebuie să acumulez ceva experiență de viață până când o să le pot cuprinde. Aici am singura carte pe care am citit-o din această colecție, Jurnal de Jules Renard. A fost o mini-revelație, mi-a plăcut foarte, foarte tare și m-a încurajat să citesc Morcoveață și restul lucrărilor pe care Jules Renard le-a scris. Și ultima carte pe care o dețin din această colecție este Micile ironii ale vieții de Thomas Hardy, pe care de asemenea nu am citit-o. Îmi place foarte mult aspectul acestor cărți și de aceea le și acumulez. Și de asemenea faptul că sunt scrise de autori celebri, poate chiar clasici, pe care sper într-o bună zi să ajung să-i parcurg. În continuare, am colecția Babel. Voi începe cu O delicatesă de Muriel Barbery, care a scris și Eleganța arițului, pe care o am pe undeva pe aici, dar nu am citit-o. Voiam să renunț la această carte pentru că nu mi s-a părut așa interesantă, însă îmi place tare mult cum arată și nu a fost o carte proastă, așa că am decis să o păstrez în cele din urmă. Aici am Fața verde de Gustav Meyrink. Știu că este o carte foarte bună, nu am citit-o și poate acum ar trebui să o urc și pe aceasta mai sus pe lista mea de to read, pentru că n-am mai citit de mult ceva din această colecție. Melmoth de Sarah Perry a fost o carte drăguță care m-a dezamăgit în cele din urmă în ceea ce privește finalul și concluziile care au reieșit din poveste, însă am decis să o păstrez pentru că, per total, a fost o experiență destul de plăcută ca lectură. Aici am Eleganța arițului de Muriel Barbery, despre care vă spuneam. Știu că aceasta este mult mai populară decât O delicatesă, însă am amânat lectura foarte mult timp și acum nici măcar nu mai știu despre ce este vorba în carte. Floarea albastră de Penelope Fitzgerald, iarăși o carte pe care o amân de foarte mult timp. Vorbește-le despre bătălii regi și elefanți de Matthias Ennard. Mi-a plăcut extrem, extrem de mult această copertă și văd că nu este o carte chiar așa de stufoasă, așa că poate voi reuși să o citesc chiar anul acesta. Aici am Charlotte de David Fonkinos. Vă spuneam că nu sunt mare fană a acestui autor, însă sunt dispusă să-i mai ofer o șansă. Aici avem Din toate bogățiile de Stefano Beni, Gramatica lui Dumnezeu de același autor, Așteptându-l pe Bohangeles de Olivier Bordeaux, Omul obsedat de cărți de Alison Hoover Bartlett, Falconer de John Cheever, o carte pe care chiar am citit-o, Cartea secretă a Fridei Kahlo de F.G. Hagenbeck și mi-a plăcut foarte, foarte tare, la fel cum mi-a plăcut și filmul făcut după viața Fridei Kahlo. Și de aici începe lunga serie de cărți scrise de Julian Barnes, pe care nu le-am citit. Aici avem Anglia, Anglia, Metroland, Iubire, etc., pe care chiar am citit-o, Troa, pe care chiar am citit-o, Niveluri de viață, pe care am citit-o de asemenea, Cafe Ole, pe care nu am citit-o încă, Sentimentul unui sfârșit, Pe fereastră, nici măcar nu știu despre ce este vorba în această carte, Zgomotul timpului și, în cele din urmă, Papagalul lui Flaubert. Aici avem raftul cu cărți de la Litera, care este puțin cam înghesuit. Prima carte de pe raft este Paturi oculte de Doina Ruști, pe care nu am citit-o încă. Apoi avem Iisus din Întuneric de Radu Găvan, una dintre cărțile mele favorite de anul trecut. O achiziție recentă, O viață măruntă de Hania Yanagihara, Istoria secretă a Donei Tartt, Sticletele Donei Tartt, două dintre operele lui William Shakespeare, Otello și Macbeth, în aceste ediții absolut adorabile, Cunoașterea omului de Alfred Adler, Dragostea unei femei cum se cade de Alice Munro, pe care nu am citit-o, de asemenea nu am citit încă nimic de la această autoare, Toamna de Ellie Smith, Sfârșitul lui Eddie Belegul de Edward Louis, Înotând spre casă de Deborah Levi, Maestrul bucătar de Martin Sutter, Omul suspendat de Saul Bellow, Io contra Statele Unite ale Americii de Paul Beatty, Răul de Yang Yu, Istoria Europei în pilule de Jacob F. Field, Fugara de Alice Munro și, în cele din urmă, o carte pe care chiar am citit-o și se află printre favoritele mele, Când Dumnezeu era iepure de Sarah Winman. Aici am colecția de clasici contemporani de la Litera și începem cu Ne-am ieșit cu toții complet din minți de Karen Joy Fowler, Valetul de pică de Joyce Carol Oates, Al zecelea om de Graham Greene, Noapte și zi de Virginia Woolf, Un cuib de nobil și rudin de E.S. Turgenev, Ură, prietenie, dragoste, căsătorie de Alice Munro, Hocus Pocus de Kurt Vonnegut, Billy Batgate de E.L. Doctorow, Olive Kitteridge de Elizabeth Strout, Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov, Roșcovanul de J.P. Don Levi
și să bați din palme cu o singură mână de Richard Flanagan. Acesta este raftul cu toate cărțile mele în limba engleză. Începem cu Sylvia Plath, Winter Trees, Ariel de la Sylvia Plath și The Colossus. Mai departe avem French Literature de Carol Clarke, Beginner's Guides. Nu știu exact dacă o să parcurg vreodată această carte non-fictivă cu informații relevante despre autori francezi, însă momentan mă bucur că o am în bibliotecă. Am câteva cărți din colecția Penguin English Library, printre care The War of the Worlds de H.G. Wells, Alice Adventures in Wonderland de Lewis Carroll, Moby Dick de Herman Melville, Dracula de Bram Stoker, Pride and Prejudice de Jane Austen, n-am citit încă nimic de la Jane Austen, și The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, pe care am citit-o în română și intenționez să o citesc din nou. Apoi am câteva cărți scrise de Nick Hornby. Prima este Juliet Naked, About a Boy, după care s-a făcut și un film vechi, vechi de tot. Și am achiziționat și A Long Way Down, carte pe care am citit-o în limba română și o am în limba română, însă îmi place foarte mult această copertă. Apoi am The Catcher in the Rye de J.D. Salinger, cartea de la care a plecat întreaga mea pasiune pentru acest autor. Ellie Smith, How to be Bold, pe care nici măcar n-am deschis-o din păcate. Madness, Tales of Fear and Unreason de Roald Dahl, pe care o tot am de când am primit-o. Același lucru îl pot spune și despre The Diary of a Young Girl de Anne Frank. Cred că se fac mai bine de 10 ani de când tot am în lecturarea acestei cărți. Și în cele din urmă am Pygmy de Chuck Palahniuk, pe care de asemenea o am și în limba română, dar mi-a plăcut coperta. Mai departe am Consider This de Chuck Palahniuk, o carte non-fictivă care seamănă cu Despre scris a lui Stephen King, în ideea în care au aceeași tematică. Am un întreg videoclip cu sfaturi culese din acest volum pe canalul meu și dacă mă prind cum funcționează tehnologia, pot să-l pun pe undeva pe ecran. Aici am o carte foarte, foarte simpatică, The Tobacconist de Robert Sitholer. Am găsit-o întâmplător într-un anticariat, mă rog, de fapt online, și am citit-o și mi-a plăcut. Am Van Gogh's Ear, The True Story de Bernadette Murphy. Nu știu aproape mai nimic despre Van Gogh, am văzut la un moment dat un film despre viața lui, dar cam atât. Lullaby de Chuck Palahniuk, această ediție a fost găsită pe stradă în New York City și o păstrez ca suvenir, pentru că oricum am și ediția în limba română și probabil voi prefera să o citesc pe aceea. Aici am Orange is the New Black, My Ear in a Women's Prison de Piper Kerman, cartea care a stat la baza serialului pe care l-am adorat, însă cartea nu am citit-o încă. Aici am o carte pe care nu trebuia să o am, știu că nu vă dați seama ce este, se numește Tin Man și a fost scrisă de Sarah Winman, aceeași autoare care a scris și Când Dumnezeu era iepure. Iar această carte, după cum puteți vedea, era free proof copy, not for sale. Cu toate astea a ajuns la mine cu semnătura autoarei, ceea ce nu mă deranjează deloc. Aici avem și semnătura. Mi-a plăcut aproape la fel de mult precum Când Dumnezeu era iepure. Nu este la fel de complexă, însă cred că dacă aș citi mai multe lucrări de ale Sarah Winman, cu siguranță s-ar enumera și ea printre autoarele mele preferate. Am aici You Are Not a Stranger Here de Adam Haslett, carte pe care am terminat-o recent de citit. Este o carte cu povestiri care mi-a plăcut destul de mult. Stuff I've Been Reading de Nick Hornby, sau Hornby, că încă nu știu cum se pronunță exact, este o carte non-fictivă în care acest celebru autor ne povestește despre lecturile care l-au marcat pe el, din câte am înțeles, însă eu nu am deschis încă această carte. Aici am Selected Poems de Ted Hughes. Îmi place foarte mult cum arată această ediție, de aceea mi-am dorit ca volumele de poezie ale Sylvia Plath să fie în aceeași ediție de la Faber & Faber, cred că se numește editura. Cei doi au fost căsătoriți, însă am aflat despre Ted Hughes dintr-o carte despre care v-am menționat anterior, care se numește Durerea e o făptură înaripată. Aici am un volum biografic despre J.D. Salinger, din care citisem vreo 100 de pagini. Mă fascinează foarte tare viața și opera acestui autor și probabil că voi reveni asupra lecturii la un moment dat. Aici am minunatul volum de poezie al minunatei Lana Del Rey, Violet Bent Backwards Over the Grass. Am citit-o, am ascultat audiobook-ul, cele două merg mână în mână, sunt absolut mirobolante și ador această carte. Aceasta este Yakuza Moon The Manga Edition. Vă spuneam mai devreme că am achiziționat și volumul de proză în baza căruia s-a făcut această Manga Edition, dar eu mai întâi
am dat de această versiune și mi-a plăcut foarte mult. Este o poveste foarte, foarte heartbreaking și foarte reală pe care vă recomand. Aici am un volum de poezii pe care l-am găsit în New York City la doar un dolar. Se numește Imagine Being More Afraid of Freedom Than Slavery de Pamela Snead. Mi-a plăcut foarte mult, l-am parcurs chiar atunci. Este o poezie foarte, foarte puternică și cu siguranță nu voi renunța niciodată la această carte pentru că este de asemenea și un talisman pentru mine. O altă carte din biblioteca mea pe care nu am deschis-o încă este Acid Test de Tom Schroeder, o carte despre LSD, Ecstasy and the Power to Heal, pe care am găsit-o la Antic Ex Libris, o carte destul de stufoasă și non-fictivă, după cum cred că vă dați seama, pe care o să o parcurg și eu la un moment dat. Aici este o carte foarte importantă pentru mine, Psychodynamic Psychotherapy of Borderline Patients, are vreo 5 autori. Am observat recent că a fost tradusă și la noi, însă eu nu vreau să renunț la această ediție care a apărut în viața mea exact la momentul oportun. Am găsit-o pe printrecărți.ro și pentru cei interesați sau care activează în domeniul psihologiei este un absolut must read. Și în cele din urmă am aici A Memoir a lui Salman Rushdie. Nu am citit nimic de la acest autor, însă m-am procopsit cu această ediție hardcover a autobiografiei sale, la care voi ajunge la un moment dat în timp. Mi-e și groază să dau cărțile jos de pe acest raft, pentru că sunt toate puse în perfectă ordine, așa cum îmi place mie să stea cărțile, însă, de dragul vostru, voi face acest mic compromis. După cum puteți să vă dați seama, aceasta este colecția Biblioteca pentru Toți. Cărțile au apărut la edituri variate, au fost publicate de-a lungul timpului și eu am reușit să colecționez câteva dintre ele. Am zis să încep de la început cu volumul 4. Aici avem Mai 3 de Mircea Eliade, pe care nu am citit-o pentru că nu aș vrea să îmi placă foarte mult o carte despre pedofilie. Trei dinți din față de Marin Sorescu, o altă carte pe care nu am citit-o încă, însă dintre toți mari autori ai României, acesta este unul dintre cei care mă încântă. Nuntă în cer de Mircea Eliade, nici pe aceasta nu am citit-o încă. Elevul Dima dintre a șaptea de Mihail Drumeș, am citit în schimb alte două cărți scrise de acest autor, așa că probabil mi-ar plăcea și aceasta. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu, pe care am citit-o atunci în perioada cu bacalaureatul. Nu este grozavă, nu este teribilă și categoric nici favorita mea. Cismigiu and Company, Bună dimineața băieți, de Grigore Băjenaru, nu am citit-o. Maidanul cu dragoste, de G.M. Zanfirescu, nici pe aceasta nu am citit-o. Prinț, de Petru Popescu, nu am citit-o, însă am parcurs alte două cărți scrise de acest autor. Romanul adolescentului miop, de Mircea Eliade, aceasta este o achiziție recentă. Scrisoare de dragoste, de Mihail Drumeș, pe aceasta nu cred că am citit-o. Plumb, de George Bacovia, care conține toate poeziile sale, pe aceasta am parcurs-o și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Moartea căprioarei de Nicolae Labiș, o altă achiziție recentă, este de fapt un volum de poezii. Toate poeziile lui Mihai Eminescu în acest volum, cel puțin asta cred, însă nu le-am parcurs încă. Patul lui Procus de Camil Petrescu, pe care nu am citit-o. Dulce ca mierea e glonțul patriei de Petru Popescu, pe care de asemenea nu am citit-o încă. Întoarcerea din Rai de Mircea Eliade, pe care nu am citit-o încă, însă în continuare susțin că îmi place foarte tare acest autor. Mara de Ioan Slavici, pe care am citit-o de asemenea în perioada bacalaureatului și chiar mi-a plăcut. Și aici mai avem și proza lui Mihai Eminescu, din care nu am citit mai nimic, din păcate. Am pus celelalte cărți la loc, nu cumva să se piardă ordinea. Aici avem Excelsior de Alexandru Macedonski, de asemenea un volum de poezii pe care nu l-am parcurs încă. Aici avem Cazul Magheru de Mihail Drumeș, pe care am citit-o prin liceu și mi-a plăcut destul de tare. Aici avem Ion de Liviu Rebreanu, pe care am încercat să o citesc în liceu și efectiv nu am putut. Mi s-a părut mult prea greoaie scriitura lui Liviu Rebreanu. Aici avem Istoria se repetă, momente schițe, amintiri de Ion Luca Caragiale. Isabel și Apele Diavolului de Mircea Eliade, pe care am citit-o. Educația sentimentală de Gustav Flaubert. Annie de Virginia Woolf. Și Amintiri din Casa Morților de F.M. Dostoievski. Am trecut la cel de-al treilea corp din bibliotecă, iar pe primul raft se află toate cărțile mele din colecția Raftul de Nisei de la Humanitas. Prima dintre ele este Henry și June din Jurnalul Dragostei de Anais Nin.
Am citit acum câțiva ani această carte și am adorat-o absolut. De la aceeași autoare avem și Spioană în casa dragostei, care este o lucrare de ficțiune, spre deosebire de celelalte cărți ale ei, care, din câte am înțeles, sunt toate părți din Jurnalul intim. Avem aici Delta lui Venus, tot de la Ana Insnin, pe care nu am citit-o încă, aparent sunt povestiri erotice, și tot de la ea mai avem și Incest din Jurnalul Dragostei Necenzurat. Mai departe avem Eseuri de Îndrăgostit de Hélène de Botton, nu am citit nimic de la acest autor încă. Aici avem Requiem pentru un vis de Hubert Selby Jr., nu am citit-o, însă am văzut filmul de 2 ori și sunt tare curioasă în privința cărții. De la același autor mai am și Ultima ieșire spre Brooklyn, o carte pe care am descoperit-o de la o colegă din liceu și s-ar putea să îmi placă. Aici am Turnul sinucigașilor de Nick Hornby, am văzut și filmul, mi-au plăcut ambele foarte, foarte tare. Serotonină de Michel Houellebecq. O carte pe care începusem să o citesc, dar cred că nu este momentul ei acum. O achiziție recentă, Teroristul de John Updike. De la același autor am și Întoarcerea lui Rabbit, care cred că face parte dintr-o tetralogie, dacă nu mă înșel. Și tot de la John Updike am și Vrăjitoarele din Eastwick, pe care mă apucasem să o citesc, însă pare o lectură foarte anevoioasă, așa că se poate să prefer să vizionez mai întâi ecranizarea. O altă carte de care m-a apucat semanul acesta și am renunțat este Minciuni pe canapea de Irvin Yalom. În continuare am o carte pe care nu știu de ce n-am citit-o până acum, este Împăratul Muștelor de William Golding, sunt absolut sigură că o să-mi placă. Un roman despre Zelda Fitzgerald de Therese Ann Fowler, nu am citit încă această carte. Aici am o carte pe care mi-am dorit-o foarte, foarte tare în această ediție, Foamea de Knut Hamsun. A fost destul de greu de găsit la un preț accesibil. Eu am citit această carte în altă ediție acum mai mulți ani și mi-a plăcut foarte, foarte mult și abia aștept să-mi fac puțin timp să o recitesc. Am aici O să vină și primăvara Bandini de John Fante, știu că face parte dintr-o serie și nu am citit încă nimic de la acest autor pentru că tot încerc de mulți ani să-i strâng toate cărțile din serie înainte să mă apuc de ea. Tot de la John Fante am și Vise de pe Bunker Hill și Drumul spre Los Angeles, care cred că fac parte din aceeași serie, însă nu mai știu deloc ordinea lor. O carte destul de intrigantă este și Parfumul de Patrick Süskind. Am citit și cartea, am văzut și filmul, însă nu pot spune că m-a impresionat vreuna dintre ele. Cronica vieții mele de Bob Dylan, volumul 1, nu am citit-o. Tot de la Bob Dylan am și Tarantula. Mai am aici Fata cu fraj de Lisa Strom. Îmi place foarte, foarte tare coperta, nu știu exact despre ce este vorba în carte, nu am deschis-o încă, însă pare foarte simpatică. Mai departe am Cu cele mai rele intenții de la Alessandro Piperno, o carte care se află de mult timp în biblioteca mea, însă nu am deschis-o încă. Aici am Orlando de la Virginia Woolf și, încă o dată, repet, nu am citit încă nimic de la Virginia Woolf până în prezent și de aceea voi urgenta acest lucru. O carte cu o copertă superbă, Dulce companie de Laura Restrepo, Vârstele lui Lulu de Almudena Grandes, Miss Wyoming de Douglas Copeland. O să-i mai dau o șansă acestui autor pentru că l-a lăudat Chuck Palahniuk. Sper să nu rămân dezamăgită. Și în cele din urmă am pe acest raft Lebedele de pe Fifth Avenue de Melanie Benjamin, care ar putea fi interesantă. Bună tuturor și bine v-am găsit la a doua zi de filmări. Soarele nu este la fel de darnic astăzi precum a fost ieri, însă eu voi continua să vă arăt restul de cărți pe care le dețin de la editura Humanitas. Prima dintre ele este chiar Faust de Goethe, în traducerea lui Lucian Blaga. Mi-am dorit foarte tare această ediție foarte scumpă, nu mai știu exact cum am primit-o, cred că în schimbul unei recenzii, însă cert este că nu am reușit să parcurg decât o mică parte din ea. Este o lectură foarte anevoioasă, după cum știți cei dintre voi care v-ați încumetat să porniți pe același drum la fel ca mine, însă în continuare mă bucur că o am în bibliotecă. În continuare am aici Portocala mecanică de Anthony Burgess, sau Burgess, din colecția Humanitas Fiction. Nu am deschis încă această carte, știu că este favorita multora, nu am vizionat încă nici filmul, însă mă bucur că o dețin și probabil o să ajung cât de curând la ea. Aici am o carte pe care am descoperit-o întâmplător sau nu într-un anticariat online, Eminescu sau Despre Absolut de Rosa Del Conte, o carte non-fictivă cu o copertă absolut adorabilă, nu știu când o voi deschide, însă cu siguranță îmi va fi utilă. Urmează și mai multe cărți non-fictive din această colecție de eseuri, idei, filozofie, etc.,
Aceasta este scurt manifest hedonist de Michel Onfray, pe care am citit-o și care mi-a plăcut foarte tare. Aici am eseu despre metoda filozofică de R.G. Collingwood, carte pe care am cumpărat-o cel mai probabil când eram la facultatea de filozofie. Nu știu dacă mai este de interes acum, dar probabil o să o răsfoiesc măcar. Aici este o carte ceva mai stufoasă, cu o copertă tare interesantă, un trecut care se încăpățânează să nu mai treacă, de Bronislav Wildstein. Am impresia că este ceva ce are legătură cu istoria, este destul de stufoasă, îmi place foarte tare titlul, așa că probabil o să o deschid eu la un moment dat. O carte cu o tematică foarte interesantă pentru mine, din categoria eseu, Diavolul, de Jacques Duquesne. Nu am deschis încă această carte, însă cred că în următoarea perioadă voi fi foarte tentată să citesc și cărțile non-fictive din biblioteca mea. Aici avem una dintre cărțile mele favorite all time, De Profundis, de Oscar Wilde. Am adorat această carte, mi-a oferit foarte multe teme de gândire și chiar revelații și o recomand tuturor. Mai departe, am un eseu pe tema nudității, de Giorgio Agamben. Nu am deschis această carte, însă subiectul pare foarte interesant, așa că este o achiziție cu bun augur, zic eu. Aici am Anatomia unei stafii, de Elan Besançon, Falimentul unei utopii întrupate. Sunt sigură că asta m-a atras atunci când am achiziționat cartea și cred că toate din această colecție sunt foarte interesante. Ultima carte din această colecție este Apariții, fantome, vise și mituri, de Aniela Iaffe, Cuvânt înainte de Carl Gustav Jung. Este o carte din categoria psihanalizei, care cu siguranță îmi va aduce multe informații utile. Aici am Portret al artistului la tinerețe, celebra carte a lui James Joyce, pe care nu m-am încumetat încă să o deschid, însă cu siguranță va fi și ea foarte revelatoare. Două cărți scrise de Mircea Cărdărescu, Travestii și De ce iubim femeile. Nu am citit niciuna dintre acestea, nu am citit nimic scris de Mircea Cărdărescu până în prezent. Mi-e teamă că voi fi dezamăgită și poate și mai teamă mie este că îmi va plăcea foarte, foarte tare și nu mă simt pregătită pentru o nouă obsesie literară, așa că le-am tot amânat. O achiziție recentă, Anii frigului, de Dan Stanca, Amintiri, vise, reflecții, de Carl Gustav Jung, din care citisem deja o bună parte. Probabil voi relua lectura. Adevărata viață de geișă, de Mineko Iwasaki, o carte din colecția Memorii, jurnale și convorbiri. Jurnalul unui geniu, de Salvador Dalí, sunt foarte curioasă în privința acestei cărți. Jurnalele intime ale lui Charles Baudelaire, chiar nu știu de ce am amânat atât de mult această carte, îmi place foarte mult cum arată și sunt foarte interesată de viața acestui mare poet. Aici am o carte cu aforisme, de Friedrich Nietzsche, care cred că rămâne filozoful meu favorit. Și tot de la Friedrich Nietzsche mai am și Dincolo de bine și de rău și Așa grăita Zaratustra, din care citisem la un moment dat o parte. O carte cu povestiri de Mircea Eliade, Secretul doctorului Honigberger și Nopți la Serampore, pe care am citit-o și mi-au plăcut ambele povestiri foarte mult. Din aceeași serie de autor am și India, Biblioteca Maharajahului și Șantier. Această carte nu am parcurs-o încă. Mai am aici două cărți scrise de Milan Kundera, Iubiri caragioase și Sărbătoarea neînsemnătății. Nu am citit încă nimic de la acest autor. Și, în sfârșit, ultima carte de pe acest raft este Slam, de Nick Hornby. Aici avem raftul cu cărți de la editura Art, majoritatea sunt hardcover, după cum puteți vedea. Volumul 1 și volumul 2 din Persepolis, romanul grafic cu povestea lui Marian Satrapi. Am primit aceste volume chiar de la editură și mi-au plăcut foarte, foarte tare. Am aici Casa veselă, o tragicomedie de familie, de Alison Bechdel, un alt roman grafic pe care l-am primit de la Sandra, într-un Secret Santa. Îmi place foarte mult această carte, am vrut să renunț la ea, dar apoi m-am răzgândit. High Fidelity, de Nick Hornby, cred că și după aceasta s-a făcut o ecranizare. Zgomotul și furia, o carte de William Faulkner din colecția Cărți Cult, care a fost scrisă într-un mod foarte criptat. Am parcurs o bună parte din ea, dar după aceea am renunțat pentru că nu am mai putut urmări firul narrativ. Aici am o achiziție recentă, Cu sânge rece, de Truman Capote. Cred că este o carte cu povestiri din aceeași colecție Cărți Cult. Și de asemenea, o altă achiziție foarte recentă, Alegerea Sofiei, de William Styron. O carte foarte stufoasă, la care nu știu când voi ajunge. Casa cu șapte frontoane, de Nathaniel Hawthorne. În cafeneaua tinereții pierdute, de Patrick Modiano. Paradisurile artificiale, de Charles Baudelaire. Am primit această carte de la Cartepedia și mi-a plăcut foarte, foarte tare. Dama cu camelii, de Alexandre Dumas Fiul.
Îmi place această copertă și mi-a plăcut și cartea. Oryx și Craig de Margaret Atwood, pe care nu am citit-o încă. Trilogia New Yorkului de Paul Auster, pe care de asemenea nu am citit-o. Și din aceeași serie de autor, Kurt Vonnegut, mai am Sirenele de pe Titan și Galapagos. Aici am corespondența lui James Joyce, autobiografia lui Mark Twain, America Mea de Julian Green, Păienjenel de Patrick McGrath, mi-a plăcut foarte mult această carte, la fel și ecranizarea ei, Inimile celor patru de Vladimir Sorokin, o carte care mi-a plăcut foarte mult atunci când am citit-o, Inimă arsă de J.M.G. Leclețio, despre care nu știu mare lucru, și ultima carte de pe acest raft, Patul răvășit de François Sagan, pe care nu am citit-o încă. Aici am cărți de la diverse edituri, am Publica, am Velant, am Univers, Paralela 45. Prima dintre ele este De 2000 de ani și Cum am devenit huligan de Mihail Sebastian, publicată la editura Hasefer. Apoi am Vreau să cred de A.M. Gitlitz de la Dezarticulat. Și tot de la editura Dezarticulat am și Nada de Jean-Patrick Manchet. Aici este cartea pe care o citesc în prezent, Omul focului de Joe Hill, care are 800 de pagini, dintre care eu am parcurs vreo 250. Am vreo 5 cărți din colecția Narator, dintre care prima este Camera de povestit de Michael Paternity, Viața acestui băiat de Tobias Wolff, Nu genul ăla de fată de Lena Dunham, Ce are asta de a face cu mine, Povestea familiei mele de Sasha Betiani și Căcaturi spuse de tata de Justin Halpern, care mi s-a părut foarte amuzant. În continuare am această carte non-fictivă, O educație emoțională de Hélène de Botton, Postumanul de Rossi Braidotti, Împărtășirea lumii de Luz Irigaray și Caliban și vrăjitoarea de Silvia Federici. Îmi place foarte mult cum arată aceste cărți din colecția Hecate de la editura Hecate. Toate sunt non-fictive pe teme super interesante. Soluția Schopenhauer de Irvin D. Yalom și Problema Spinoza de la același autor, ambele publicate la editura Velant. Cum să citești un romancier, o carte cu interviuri de John Frémont, tot de la editura Velant. Voiam să renunț la această carte, însă mi-am dat seama că vreau să o păstrez, mi-a plăcut foarte mult să citesc despre acești autori și poate aș vrea să revin asupra ei. Al treilea Reich de Roberto Bolaño, din seria de autori de la editura Univers. O povestioară lumpen, tot de Roberto Bolaño. Și Amuleta de la același autor. Ultimul om de Mary Shelley, o carte care stă de foarte mult timp pe rafturile mele, din păcate. O achiziție recentă de la editura Herald, Jurnalul unei scriitoare de Virginia Woolf. Povestea vieții mele de Hans Christian Andersen, carte pe care am citit-o anul acesta și care mi-a plăcut foarte, foarte tare. Dragă Virginia, scrisor din țara mea, intenționez să citesc această carte după ce parcurg măcar un roman scris de Virginia Woolf. Îți vând un câine de Juan Pablo Villalobos, am mai citit altă carte scrisă de acest autor și mi-a plăcut foarte, foarte mult. De asemenea, ador cum arată cărțile din colecția Ficțiune fără frontiere de la editura Paralela 45. Tot aici am și Gândește-te că nu mai sunt de Adam Haslett, o carte care mi-a plăcut destul de tare. Și din aceeași colecție am și Grădinarul din Oceacov de Andrei Curcov. Mai am și acest super volum, Cum i-am distrus viața, de Dan Stanca, de la editura Cartea Românească. Și ultima carte de pe acest raft este Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, pe care din păcate nu am citit-o încă. Pe acest ultim raft am cărți de la editura Curtea Veche, care îmi e din ce în ce mai dragă. Vreau totuși să fac o paranteză și să vă spun că mă chinui foarte tare să filmez pe rafturile de jos. Am două trepiede, unul nu coboară atât de jos și ăsta pe care îl folosesc acum e rupt, așa că îmi pare rău că nu este foarte drept cadrul. Prima carte pe care o am aici este Gheața de Vladimir Sorokin, pe care nu am citit-o încă. Apoi am Ziua opricnicului de Vladimir Sorokin. Zăpada, o carte care este fizic foarte grea, scrisă de Orhan Pamuk. O achiziție recentă, un volum de poezii scris de Marco Bella, care se numește Erotica grădinii. O stea îndepărtată de Roberto Bolaño, pe care am citit-o și mi-a plăcut foarte mult la acel moment. Turneul la Bolzano de Sandor Marai, pe care nu am citit-o încă. Vodka Cola de Irina Deneșchina, mi-am aruncat puțin ochii prin ea și mi s-a părut foarte interesantă. Rugă pentru Caterina Horovitskova de Arnost Lustig. Cartea asta e de mult timp în biblioteca mea, nu știu ce să fac cu ea, ori o să parcurg în curând, ori voi renunța. Nimfa nestatornică de Guillermo Cabrera Infante, dacă nu mă înșel, chiar prima carte pe care am citit-o în 2022 și din păcate nu m-a prea impresionat.
Și aici avem Părul Venerei de Mihail Șişkin. Mai departe am și Scrisorar de la Mihail Șişkin, Nuntă la malul mării de Abdelkader Ben Ali, Viscolul de Vladimir Sorokin, din care citisem la un moment dat puțin, Fiesta în Bârlog de Juan Pablo Villalobos, de care vă spuneam, am citit-o și mi-a plăcut foarte, foarte tare, Viața necunoscută a copacilor de Alejandro Zambra, am cumpărat recent această carte și probabil o voi citi în curând, Supleantul de Petru Popescu, am citit-o anul trecut și mi-a plăcut foarte tare, este o carte non-fictivă, Hârtiile masculului de Silviu German, citisem o parte din ea, însă m-a plictisit din păcate, Kremlinul de Zahăr de Vladimir Sorokin, Să distrugi și să arzi tot de Wells Tower, Inteligența intuitivă de la vis la realitate de Vanessa Mielțarek, Singur pe lume, unicitatea omului în știință și teologie de J. Wenzel Van Huisten, două cărți scrise de un autor care mie îmi place foarte, foarte tare, Ray Loriga, prima este Eroi, cartea mea favorită din 2021 și Căzuți din cer, o carte pe care am citit-o recent, Visul eroilor de Adolfo Bioy Casares, am mai citit o carte de la acest autor care nu mi-a prea plăcut și am zis să-i mai dau o șansă, și ultima carte de pe acest raft, Fata din Nazaret de Petru Popescu. Am ajuns și la cel de-al patrulea corp de bibliotecă și acesta este cel mai încărcat raft, așa că o să fie o adevărată bucurie să dau jos aceste cărți, dar cu siguranță merită să fac asta pentru voi. Aici am Clopotul de sticlă de Sylvia Plath, carte pe care am citit-o anul acesta și care mi-a plăcut foarte, foarte tare. Pederas de William Burroughs, o carte pe care de asemenea am citit-o anul acesta și mi-a plăcut destul de mult. Dulgheri, înălțați grindea acoperișului și Seymour, o prezentare de J.D. Salinger, desigur am citit-o și mi-a plăcut foarte mult. Nouă povestiri de J.D. Salinger, De veche în lanul de secară, pentru că voiam și ediția în română, am citit și în engleză și în română, nu este o traducere extraordinară, însă a fost de folos. Și în cele din urmă, Franny și Zui de la J.D. Salinger, a doua carte preferată scrisă de el. Trainspotting de Irvin Welsh, din care citisem o parte și apoi am renunțat pentru că m-am cam pierdut în poveste. Varză reîncălzită de Irvin Welsh, o carte cu povestiri și singura de altfel pe care am citit-o de la acest autor. Acid House de la Irvin Welsh. Dacă ți-a plăcut Școala, munca o să-ți placă și mai mult de la același autor. La revedere Columbus de Philip Roth. Indignare de Philip Roth. Fantoma iese din scenă de Philip Roth. Și în cele din urmă Umilirea de Philip Roth, singura carte pe care am citit-o de la acest autor și nu mi-a plăcut foarte tare. Însemnări dintr-un bordel turcesc de Philip O. Psiley. Și Te trezești râzând de la același autor. Turnul de Abanos de John Fowles, O casă la capătul lumii de Michael Cunningham, Portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde pe care vreau să o recitesc, De ce fierbe copilul în mămăligă de Aglaia Veterani, o carte pe care am citit-o și mi-a plăcut, O fată de preot de George Orwell, Liza din Mahalaua Lambeth de W. Somerset Maugham, Glorie de Vladimir Nabokov pe care nu am citit-o, Mizeria de Wojciech Kukcoh, Orele de Michael Cunningham, Să-ți ucizi tatăl și anticrista de la Emily Nuttom, singurele două cărți care au supraviețuit de la ea, Șarpele cu pene de D.H. Lawrence, Fișii îndrăgostiți de D.H. Lawrence, Măscăricii de V.S. Naipaul, Grădina de ciment de Ian McEwan, Câinii negri de Ian McEwan, Paddy Clark Ha 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 de Ruddy Doyle, Zile birmaneze de George Orwell, Living Las Vegas de John O'Brien, Amantul doamnei Chatterley de D.H. Lawrence pe care am citit-o și mi-a plăcut, Apa neagră de Joyce Carol Oates pe care am citit-o, Violul o poveste de dragoste de la aceeași autoare pe care de asemenea am citit-o, Mic dejun la Tiffany de Truman Capote pe care surprinzător n-am citit-o încă, însă am urmărit filmul, Durabila iubire de Ian McEwan, Punct contra punct de Aldous Huxley, Grădina plăcerilor lumești de Joyce Carol Oates și Johnny Panic și Biblia viselor de Sylvia Plath, Povestiri cu Pat Hobby de F. Scott Fitzgerald, Blândețea nopții de la același autor, Terapia de David Lodge, Prima iubire de E.S. Turgenev, Fata cu cercel de perle de Tracy Chevalier, Familia lui Pascal Duarte de Camilo José Cela, Weekendul de Bernhard Schlink, Nadia de André Breton, Cupa vieții de Mihail Bulgakov, Factotum de Charles Bukowski, Trăiește-ți clipa de Saul Bellow, Genul și zeița de Aldous Huxley, singura carte pe care am citit-o de la acest autor și mi s-a părut ok,
Mantisa de John Fowles, pe care de asemenea am citit-o. Punctul Omega de Don DeLillo, singura carte pe care am citit-o până acum de la acest autor. Obsesia lui Anil de Michael Ondaatje. Tu al meu de Eri De Luca. Zorba grecul de Nikos Kazantzakis. Sufocare de Chuck Palahniuk, pe care am citit-o și am urmărit și filmul, vi-l recomand. Jurnal de la Chuck Palahniuk, care este cartea mea favorită de la el. Ravenstein de Saul Bellow, n-am citit încă nimic de la acest autor. Copiii lui Han de Ognjen Spahić, o carte care stă cam de mult timp pe rafturile mele și nu am citit-o încă. Joaca preferată de Leonard Cohen. Citindu-l pe Turgenev de William Trevor. Și ultima carte de pe acest raft, Febra stadioanelor de Nick Hornby, care mi-a plăcut foarte tare. Aici mai am câteva cărți din versiunea mică de Biblioteca Polirom și restul fac parte din colecția Biblioteca Polirom actual. Prima dintre ele este Tristan Omoare de Antonio Tabucchi. A doua este Corespondență inedită între Mihail Eminescu și Veronica Micle. Mi-a plăcut foarte mult să lecturez această carte. Nocturne, 5 povești despre muzică și amurg de Kazuo Ishiguro. Nu am citit nimic de la acest autor, dar parcă nu-mi vine deloc să deschid această carte. Jeg de Irvin Welsh din colecția Polirom Top 10+. Bucuria vieții de Irving Stone și Benoni de Knut Hamsun. Aici am Cronica zeiței de Natsuo Kirino. Viața sexuală a gemenelor siameze de Irvin Welsh. Creața zăpezii de Michael Cunningham. Apocalipsa de Chuck Palahniuk. Fight Club de Chuck Palahniuk, Inventează ceva pe care nu am citit-o încă, Cina de Herman Koch, îmi place foarte mult această copertă, Vreme ciudată la Tokyo de Hiromi Kawakami, carte despre care am aflat de pe BookTube, Legea copiilor de Ian McEwan, Îmbunătățire de John Silber, Păsările galbene de Kevin Powers, Copila de zăpadă de Ewin Ivey, Povești de dragoste de Ludmila Petrușevskaya, Străveacul și alte vremi de Olga Tokarczuk, o carte pe care o începuse la un moment dat, însă m-a cam plictisit. Povestiri cu Basil și Josephine de F. Scott Fitzgerald. Beautiful You de Chuck Palahniuk, pe care de asemenea nu am citit-o încă. Ogorul de Pearl S. Buck. Davaiștii de Irvin Welsh. Inima e un vânător singuratic de Kirsten McCullers, pe care o începusem, dar nu m-a intrigat prea tare. Splendoare de Margaret Mazzantini. Cele patru colțuri ale inimii de François Sagan. Obiecte pierdute de Brooke Davis. Magicianul de John Fowles, din care citisem aproximativ 140 de pagini, însă a fost too much pentru mine. Și ultima carte de pe acest raft, Purificare de Sophie Oksanen. După cum vă spuneam la începutul acestui bookshelf tour, acest corp de bibliotecă are doar cărți de la editura Polirom și tot nu în cap așa cum mi-ar plăcea mie, așa că să continuăm. Aici am De veghe de Joydeep Roy Bhattacharya, o carte pe care o am de mult timp și nu știu ce voi face legat de ea. O achiziție relativ recentă, Euforia de Lily King. Pe când eram doar niște puști de Patti Smith. Oamenii eternității nu se tem niciodată, de Shani Boyangiu, Portretul artistului ca tânăr câine, de Dylan Thomas, Bulevardele de centură, de Patrick Modiano, Expo 58, de Jonathan Coe, Oaza de la Asfințit, de Baha Tahir, Călătoria unui sceptic în jurul lumii, de Aldous Huxley, Trenul M, de Patti Smith, Torcătoarea de vise, de Patti Smith, pe care am citit-o, Copiii arborelui, de Jacaranda, de Sahar Deliani, Marea dimineața, de Margaret Mazzantini, Stoner, de John Williams, o carte despre care sunt foarte curioasă, Dinți albi, de Zadie Smith, Eva, de Simon Liberati, Întoarcerea fiului risipitor, de Andrei Gide, Insula Tokyo, de Natsuo Kirino, Munții înalții Portugaliei, de Ian Martel, Mistuiți, de David Cronenberg, Nord-Vest, de Zadie Smith, Libertate, de Jonathan Franzen, Omul căzător, de Don DeLillo, Citind Lolita în Teheran, de Azar Nafisi, Viața financiară a poeților, de Jess Walter, Palatul puricilor, de Elif Shafak, Valea minunilor, de Amy Tan și ultima carte din această colecție, Arta corpului, de Don DeLillo. Mai departe avem Jurnale, de John Fowles, Colecționarul, de John Fowles, două volume cu eseuri de la George Orwell, Despre adevăr și despre libertate, Sărbătoarea continuă, de Ernest Hemingway, singura carte pe care am citit-o până în prezent de la el și mi-a plăcut, Insulele lui Thomas Hudson, de Ernest Hemingway, Adio Arme, de Ernest Hemingway, Copacul, de John Fowles, pe care am citit-o de curând, și câteva cărți din colecția Hexagon, Cei de lângă noi nu mor niciodată, de Alison Dubois.
Vraja Misterului de Alexandra David Neal, Introducere în hinduism de Alberto Pellicero și Memorii din închisoare de Sharmush Parsipur. Pe acest penultim raft am, desigur, tot cărți de la editura Polyrom. Prima dintre ele este Visătorul de Ian McEwan, o carte cu povești pentru copii care mie mi-a plăcut foarte mult. Vară în Siam de Claudia Golea. French Coca-Cola de Claudia Golea, care m-a întristat și m-a amuzat teribil deopotrivă. Planeta Tokyo de Claudia Golea, cred că înlisește o carte sau două pentru a completa colecția. Scândurica de Dan Miron, o carte pe care am citit-o de curând. Lolita de Vladimir Nabokov, pe care ar trebui poate să o recitesc. Cartea lui Dave de Will Self, n-am citit încă nimic de la acest autor. Nopți de cocaină de J.G. Ballard. O speranță mai puternică decât marea de Melissa Fleming. Arsă de vie de Suad. Șoareci oameni de John Steinbeck, pe care ar trebui probabil să o recitesc de asemenea. Călătorii cu Charlie de John Steinbeck. O vară fără bărbați de Siri Hustvedt. Jurnalele lui George Orwell. Glamorama de Bret Easton Ellis. Lunar Park de Bret Easton Ellis. Cel care mă așteaptă de Parinush Sanye. Cele 40 de legi ale iubirii de Elif Shafak. Moartea lui Bunny Monroe de Nick Kay, pe care am citit-o și m-a cam dezamăgit. Aș fi vrut să fiu egiptean de Ala Alaswani. Prep de Curtis Sittenfeld, Conjurația imbecililor de John Kennedy Toole, Biblia de Neon de John Kennedy Toole, una dintre cărțile mele favorite de anul acesta, Cum văd eu distracția de Will Self, Dans grotesc de Aldous Huxley, Către un zeu necunoscut de John Steinbeck, Căderea din timp de David Grossman, Viața lui Pi de Ian Martel, Pălăvrăgeală pe Nil de Naguib Mahfouz, Teba în război de Naguib Mahfouz și, în cele din urmă, Unde sunt eu în toată povestea asta de Emir Costuriță. Pe acest ultim raft se află în mare parte versiuni hardcover ale cărților. Prima este Planeta Domnului Samler de Saul Bellow, Cucul și Pupăza de Will Self. Tot îi colecționez cărțile acestui autor, deși nu am citit niciuna, însă toate îmi par foarte interesante. Cum să uiți o femeie de Dan Lungu, obișnuiam să fiu mare fană a acestui autor român. Bântuiții de Chuck Palahniuk, pe care n-am citit-o încă. Cântec de leagăn de Chuck Palahniuk. Confesiunile unui opioman englez de Thomas de Quincey. Lucruri transparente de Vladimir Nabokov. Surâsul jaguarului de Salman Rushdie. Călătorii imaginare de Edgar Allan Poe. Borges la 80 de ani, conversații, cărțile și noaptea de Jorge Luis Borges. Doamna Bovary de Gustave Flaubert, pe care nu am citit-o încă. Don Quixote în Est de Octavian Paler. T2 Trainspotting de Irvin Welsh, o achiziție recentă. Amintiri de la Junimea din Iași de George Panu. Rent de Chuck Palahniuk. Blestemați de Chuck Palahniuk. Snuff de Chuck Palahniuk. Pygmy de Chuck Palahniuk. Supraviețuitor de Chuck Palahniuk. Ochiul cosmologic de Henry Miller. Sexus de Henry Miller. Colosul din Marussi de Henry Miller. Coșmarul climatizat de Henry Miller. Lumea sexului, un eseu interesant de la Henry Miller pe care l-am citit acum ceva timp. Un Diavol în Paradis, pe care de asemenea am citit-o. Și Înțelepciunea inimii de Henry Miller. Aici am Daniel Martin de John Fowles și ultima carte pe care vă pot prezenta din biblioteca mea, Numele Trandafirului de Umberto Eco. Aceasta e a treia zi de filmări, am tot sperat că o să fie soare și astăzi pentru a avea lumină naturală, însă nu este cazul. Ieri am stat toată ziua să-mi rearanjez biblioteca și să pun cărțile în ordine alfabetică, toate cele 615 sau ceva de genul, și tot nu mi-au încăput toate, așa că nu știu care este soluția, nu știu unde aș mai putea pune un nou corp de bibliotecă, însă am vrut ca acest bookshelf tour să aibă și o încheiere. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare!